Dacă unii bebeluși au jucării obișnuite, un băiețel de numai 7 luni din Cambodgia se joacă cu un cojamite șarpe viu. Pitonul surprins în filmulețul video este lung de 6 metri și greu de 18 kg. Se pare că reptila este domesticită, pentru că nu prea pare deranjată de intervențiile micuțului. Și pentru că bebelușii gustă aproape tot pe ce pun mâna, alt șarpe, de această dată mai mic, a trecut printr-o experiență mai puțin agreabilă. Evident, distracția a fost supravegheată de adulți. Nu de alta, dar jucăriile vii pot oferi și surprize neplăcute.